Condusă de un nou antrenor, Marin Barbu, Astra Giurgiu a reușit o nouă victorie pe teren propriu în meciul cu retrogradabila Gloria Bistrița. Pe un teren impecabil, dar pe un vânt puternic, giurgiuvenii au început în forță cu multe ocazii la poarta adversă. Cea mai mare ocazie din primele 20 de minute ale jocului a aparținut gazdelor prin Budescu. Acesta a șutat de la marginea careului, iar Dolha a respins în corner. Primul gol pentru Astra a venit în minutul 37 prin Fatai, care a prins un șut senzațional de la 20 de metri. După doar 3 minute, giurgiuvenii au marcat pentru 2-0 prin Di Stefano cu un șut de la marginea careului, acesta fiind și scorul de la pauză. Cea de-a doua repriză a debutat cu noi ocazii de gol la poarta bistrițenilor, pentru că în minutul 64, același Di Stefano reușind să înscrie din fața porții adverse. Cel de-al patrulea gol al Astrei a venit în minutul 72 în urma unui voleu executat de Budescu, cel care a închis tabela. Următoarea etapă va fi una de foc pentru Astra, care va întâlni în deplasare liderul Ligii I, Steaua București.